Moldovenii se tratează acasă, fără ajutorul medicilor. O confirmă datele unui sondaj realizat de Magenta Consulting. Exact, potrivit statisticilor, aproape jumătate dintre moldovenii care au participat la sondaj refuză să apeleze la medici atunci când au simptome de răceală. Alți aproape 30% susțin că se adresează la doctor doar când starea lor de sănătate se agravează. Astfel, doar 17% dintre respondenți merg la centrul medicilor de familie chiar de la primele simptome. Aproximativ tot atâția dintre cei chestionați ajung în biroul medicilor peste o zi sau două de la apariția bolii, doar în cazul în care starea de sănătate nu se îmbunătățește.